Ați fost supărați când s-a despărțit ABBA? I-ați fi vrut înapoi? De ce n-ați fost atunci la concertele lor? Poate pentru că nu v-ați născut. Ei bine, în schimb, noi suntem împreună. Suntem încă în viață. Încă. Pe 9 decembrie. Pe 9 decembrie. De la ora 7 și de la ora 10. Deci, două show-uri. La? Comics Club. După cum puteți vedea aici. În nordul țării. Bă, deci haideți să veniți în public la special. E primul nostru special pe care o să-l punem. Dacă v-a plăcut vreodată orice din ce am făcut, vă așteptăm în public. Bye! Aproape 2024, bro! E ok, bro. Bonjour! Salut! 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 Hey. Salutul! Le salut! Vă e frig? Cui e frig? Mie mi-e frig. Na. Că parcă ai vrea să o stingi, dar nu, nu vreau să mă... ea, dar... Hai să facem schimb atunci. De ce? Că mie nu mi-e frig și aș vrea să stau... Păi nici mie, dar... Hai că vin eu acolo. Hai. Dacă vin acolo sunt pe... Uite, că sunt singurul care are mânecă lungă. Mai oprește-o din el, la reșou. Nu ești singurul care are mânecă. Oh. Eram aici, dintre... Dintre voi doi. Dintre băieți, da. Oh, ok. Singurul om. Fuck you guys. Deci eu mi-încep singură podcast. Iar? Nu. Da, să ne chem și, să ne chem și pe noi dacă... N-aș putea să stau să mă ascult o oră. Avem discuția asta o dată pe săptămână noi acasă. Cu ce? Cu un cac pe tine, eu mi-încep singură podcast. Da, chiar mă, voi nu voi aveați podcastul ăla, ce se întâmplă cu el? Trebuie să-l reîncepem. Trebuie? Știi unde ne-am blocat? Ca doi retarzi? Sau retarzi? Nu e frumos să zici asta pe internet. Mașina de spălat. Demonetizare. În scările rulante. Blocat eu în mașina de spălat, da. Zi-mă, Luiza. Nu știm cum să facem decorul. Dată, unde te blocat? Nu știm să facem decorul. Tu îți dai seama că ne-am blocat fix unde ziceam noi că nu contează? Da, da. Asta e problema. Unde cu punem lumini la noi? Superficialitatea din ziua. În apartament. Mulți, multe animale, multe rozătoare mici împăiate, așa, mulți viezuri, pârși, da. Așa, veverițe. Să nebunească pisica. Faceți pădurea spânzuraților cu viezuri. Nu spânzurate, nu doar că împăiate. Împăiate și spânzurate, adică atârnate din... Păi da, 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 nu de asta, nu spânzurate, atârnate din tavan. Atârnate, da. Ar arăta interesant. Are nebunie pisica. Cum crezi că ți-are și așa o operație de împăiere? Faci așa un pic de taxidermie? Să fac eu taxidermie? Da, pentru prima oară. După un tutorial. Cum încep? Pas cu pas. Să bagi taxidermie. Bă, n-ar ieși perfect, adică ar arăta ciudat. Doni, mai ții minte Doni Brasco? Da. Doni Brasco îl chema și pe detectiv și pe ăla, iepurele, nu? Pe Jake. Doni Jimmy. Darko. Doni Darko. Da. Mai țineți minte Doni Darko? Nu știu cine e Doni Darko. Știu doar poze. A, e poze. Un iepure urât tare. Așa ar arăta primul meu animal. L-ai pune urât? Picioare, l-ai pune așa într-un... Pune în picioare și ar fi super dubios. Mod unusual. De asta mi se pare... Eu nu cred că oamenii care împăiază animale au simțul umorului. Păi n-ai cum să ai că... E foarte serios ce faci. Nu, crezi că nu râzi un pic când îi bagi prin cur puf din ăla vatelină sau ce bagi în el? Nu cred că râzi. Un zâmbet măcar să fii. Pârș. Să-l ții un pic pe deget. Te gândești la maică dacă câte foi de teme ți-a rupt la mate, la chestii și acum ca să faci asta. Trebuie să bagi acolo. Săraca s-a chinuit. Nu cred că prin fundul îl împăiezi, nu. Dar pe unde? Am zis tu mie pe unde împăi. Dar nu cred că îl lași întreg și scoți totul printr-un loc și bagi altceva prin acela. Eu așa aș face. Nu e ca la o încondeiată de sugi cu siringa tot conținutul și după aia bagi rumeguș. Tu așa îi face? Așa îi scoate din el chestii? Da, îi sufli pe gură ca să iasă. Asta pe gură. Asta mă gândeam și eu. Exact. Mulțumesc. Doar că mă gândeam invers. Jur că în capul meu era îi sufli pe gură și iese totul pe gură că e mai mare. Și apoi când ai zis tu invers, de ce aș pune gura la gură? Asta a fost gândul. Tot da, ce mă, că trebuie să scoți și oasele, nu? Îi scoți absolut asta tot. Asta e tot să-i trebuie, deci pielea, tu îi tai pielea, să zicem că te rog. Decorticăm pe tine. Așa, de unde încep? Tu ești moartă, stai crăcănată, ești întinsă. Și stăiem așa, îți tai pielea aici, aici, pe toate membrele așa, ca să te decolezi. Dar pe dedesubt, gen, ca să fie, să poți după aia să acoperi. După aia să coși. Și după aia, efectiv, te... cu cuțitul așa să iei pielea ușor, ușor din aproape, aproape, te belești și pielea ta o să fie ca un covor de urs, știi? A, șmecher. Și după aia trebuie să refaci toată pielea în jurul a ce bagi în el și după aia coși foarte atent să nu se vadă pe unde. Așa îmi imaginez eu, din ce am mai văzut vânători. Eu m-aș lăsa covor.
Cam capul mare. Aș fi ca un urs, aș fi exact ca un urs. Come on. Nu. Dar după, după clipul... ce spui aparat dentar. Da. Era în videoclipul lui Grasul XXL. Să fii mai desperiat. Avea el un videoclip cu o fată care sărea cu parașuta, parcă și un domn care împăia animale. N-a avut Grasul XXL. Ah, da, în locul potrivit, cum la mea se cheamă. Nu, da. Melodia cu Andrei Pleșu, aia cu Andrei Pleșu. Sure. Vorbește, are un discurs Andrei Pleșu la începutul despre piesei. Despre cultură, despre valori. Nu, mă, e despre drumul spre succes. Drumul spre succes? Da. E cu un păiat? E un unul dintre personajele, sunt vreo 4-5 povești a unor oameni care dau niște interviuri, dacă te uiți în varianta extinsă. Și unul dintre personaje e taxidermist. Taximetrist, da. Mai e un înătător, o înnotătoare. O înnotătoreasă. Așa. Un înnotător feminin. Ceva sportiv, poate. Scrim un actor, ăla chel. Da. Ăla chel. Uite, vezi, de-aia mă deranjează că chel. Nu știu dacă neapărat actor. Ăla cu ochii albaștri, ăla care l-a jucat pe ăla. Dar poți să stai pe la chel. La comedie nu o să zică nimeni, un comedian care, ăla chel. Ăla care. Da. Da, deci, bună melodie. Deci nu e chiar așa ușor, adică nu ți iese din prima. No, omul ăla avea vreo 50 de ani și de-abia acum ieșeau. Da, seama că odată încercat de mic. Îți coși degetul din greșeală, rămâi ți-l prinzi acolo, rămâi cu pârșul pe deget. Nu vei veniță de care nu scap. Mă gama. Să stau cu el. Sunt mai miște. Care ar fi cel mai greu animal de împăiat așa? Ăla mai mare. Nu, ăla mai mic. Ăla mai mic, e mai minuțios, da. Să-l coși, cred. Bă, să nu se vadă, să nu rupi. Mult mai mult de muncă la a împăia un rinocer decât e la un... Eu înțeleg că e mai muncă de detaliu, e minuțiozitate, da. Dar mai multă astea muncă fără, fără lână pe ele, fără păr, e fără mai blană, greu. E greu tare. Aia zic, trebuie să te duci vede. Să-l sudezi acolo. Și cum, la dai cu marker. Cred că nu doar un păiesc, cred că îi mai faci tu o structură trebuie metalică, să-i faci un schelet, ceva să, pe care să stea. Deși s-ar putea să le păstreze și scheletul. Nu s-ar pui putea pe umeraș. Să scoți tot din el. Îți pui rinocerul a întins. Și să păstrezi scheletul. Nu cred că păstrezi scheletul. Bă, dai la antipa. Ai ori schelet, ori animalul împăiat. Păi ori. Păi nu, dar în sensul că eu cred că ai scheletul ca să vezi structura osoasă. Exoscheletul. Exoscheletul. Dar după aia dacă îl împăiezi, poți să-l pui tu pe scheletul ăla. Nu trebuie să te poți, chinui tu să da, faci. Tot trebuie pe scheletul ăla să mai bagi niște bureți, niște... N-o să, clar. N-o să fie un animal... Piele și os, literally. Da, înfometat așa. Dacă vrei să... Dacă asta îți place ție... Tot aici. Eu dacă... Eu din ce am văzut, eu mă uit la documentare cu vânătoare. Și ăia după ce își împușcă ce împușcă, cerbul sau ce-o fi, iau capul, dar după ce îi scoate, ia pielea trofeu, prima dată, ia pielea, trofeu. Capul e doar scheletul, cum zice, scalpul morțului, osul capului, cum ar veni. A, deci nu e tot capul, nu e cu tot cu față. Osul capului, osul de pe cap cu coarnele, blana separat și după aia carne cât... Carnea, bucățele bune de carne și scheletul rămâne pe, îl mănâncă lupii, naiba. Păi și rămâne cu, adică cum ia partea aia de cap? Cu un ciocănaș? Nu, tai ușor așa, tai pielea ușor așa pe os. Așa. Și după aia îi scoate. A, deci nu ia cu tot cu os. Coarnele alea cum pula mea? Coarnele rămân lipite de osul capului. Da. Și blana de pe cap e... Ca la indienii din filme? Îl scalpează, da, exact. Ok, îl scalpează, dar eu te întreb îl cum ia coarnele. De... Păi rămâne capul cu tot cu coarne. El doar îi dă jos fața. Sudate de cap. Păi da, mă. Da. Și tu ai zis că nu ia toată, nu ia tot capul. Ia tot capul. Dar fără față. Ok. Fără piele. Fără pielea de pe da, cap. Am înțeles. Și după aia mă gândesc că dacă vrei să... Ia craniu. Exact ăsta era cuvântul. Ia și limba? Sau scoate? Limba intră la mâncare, cred. Bă, dacă vrei să mănânci, nu. Dacă cam ești la nivelul de survival, mănânci orice dintr-un animal. Dacă te duci așa și vânezi în mod curent, iei picioarele, mușchiul de pe spate, nu știu, chiar și coaste. Carnea dintre coaste, dar coastele nu le iei, că e mult os și e de cărat. De obicei, dacă împuști prin munți ca să cari până la mașină, e o grămadă, ai de cărat 50 de kg de lucruri. Mai lași acolo. Ah, dar nu te duci cu mașina. Eu la documentarul la care mă uit e vânătoare din asta mai etică.
Cum îl cheamă pe ăla? E prietenul lui Rogan, nu? Steve Rinella. Mm-hmm. Meat Eater se cheamă. Meat. Seria și e foarte șmecheră. Că e, îți și explică, adică vânează în arii în care e ok să vânezi și își are întotdeauna permis pentru să scot în județul Vrancea, să zic, ca să o aduc în România. Așa. 3 exemplare de mistreț ai voie. Și el se înscrie la loterie și dacă prinde, se duce. Dacă nu, nu. Adică câteodată nu vânează nimic, se duce să vâneze și doar... Și permisul ăla e valabil până... În sezonul ăla de vânătoare. Și până omori tu un mistreț. Da. Dar dacă ești nesimțit... Când omori mistrețul, îi pui cerculețul ăla pe picior. Dacă te oprește o autoritate și n-ai ăla, muie. Aha. Închisoare. E braconaj. Da. Sau branconaj, cum am mai auzit eu la țară. E ceva. Ești branconier. Silviu Branco, Narco Branco. Era clip cu Silviu, îl cheamă pe ăla. Cu branconaj. Cu ăla Branco? Cu Dacia de-l oprește. Da. Sunteți branconieri. Cristi Branco. Cristi Branco. Branco. Bărbatul lui Cristina Șișcanu. Ah, ok. Prezentator la Cristian Antena și Cristina fiind numele de 2, familie. Cred. Ăla cu fața ușor lungă? Acum e la Prima TV, dacă nu mă înșel. O față ușor. Ușor? Ușor. Caut pe internet. Față ușor. Cristi. Față ușor, parcă a stat mult timp în apă, un pic umflat așa, prea suculentă. Asta, da, cu fața lungă. Dar n-a ajutat, cumva. Yeah. Nu e scritul asta cu un pic... Asta nu e de obicei, nu e. Nu, era la apogeul lui, acum e încărunțit. Când e fața așa un pic bloated, de obicei e de la alcool, nu? Nu știu viața personală și nu vreau să mă arunc. Eu îl consider un om profesionist și... Fețele și mâinile umflate nu sunt semne de șprițeală? Da, de... dar până la urmă și Hagi are nasul roșu, are nasul ăla de... Și e regele, poate să bea cât vrea. Bă, e sportiv mai întâi de rege. Da. Bă, am mai auzit, trăiască regele, despre, atât am de spus. Despre sportivi. Vine, credeți că asta, generația asta care vine acum, o să fie generația de platină dacă câștigă campionatul european? Generația... Dacă câștigă campionatul european, o să fie top, o să facă statui de vie, adică eu o să mă duc la aeroport. O să fac aștept, taxidermie lui Florinel Coman. Nu știu de ce am zis, lui Stanciu, scuze. Îți dai seama ce o să fie, ce o să însemne asta pentru țara asta? Oamenii ăștia o să fie instant eroi, dacă își fac partid după aia câștigă lejer alegerile. Bă, asta oricum, asta așa cum, da. Mi se pare că la ce competiție... Faci înscris, mă, la loterie, la bilete? S-a băgat cineva? Mă aștept că... Eu mă bazez pe tine. Sper. Nu. Vrei să mă bag? Că poate am norocul scris târziu în frunte? Nu, cred că mai e timp. Mai e timp? Eu nu m-am băgat, că mi-e frică pe astea, pe internet, așa, pe... Mi-e frică să nu câștig, eu am frica asta de succes. Și apoi trebuie să te duci. Să dea dracii dacă nu mă duc singur și o să vă trimit poze, vă spamez cu poze de pe stadion la Victoria României cu Belgia. Să vă mai văd atunci, dacă vă mai e frică să vă băgați datele pe acum internet. Sunt curios, încă n-am... Sunt, mi-arăți după podcast cum să fac asta, că fac asta. Da. Sunt așa sceptic în privința lui Axel Witsel, care Axel Witsel este... cel mai mare pericol. Este un fotbalist belgian care vor are, cu Axel Rose. Care are nevastă româncă. Da, știe prea multe. Asta zic, nu știu dacă știe prea multe sau poate să fie omul nostru... În fiecare an de sărbători este un reportaj la Pro TV, la știrile din sport, în care Axel Witsel a venit să petreacă sărbătorile în România și ce-a mai mâncat el. Sarmale, se bucură. Cartaboș, tobă. Ce-a mai încercat anul ăsta? Naționalitatea este Axel. Belgian. Este belgian. Belgian. Și are păr din ăla afro. Belgian, dar din colonie, adică să nu... Da, cred că e congoles. Nu e 100%. Nu 100%. Incredibil. Acum suntem atât de rasiști încât... De ce, Doamne ferește? După culoarea pielii și după cum se comportă, acum estimăm cât de congolez este. Nu, da. Doamne ferește, eu după afro. Am crezut că dacă era un afro. Băiat alb cu afro, era super weird. Eu un băiat are afro, pielea la... Cappuccino. 60% să zic, de negru și are ochi albaștri. Deci 100% congolez nu e sigur. E super frumos. E super frumos? Nu congolez ca origine, așa, din părinți. Dar Belgia a fost colonie, Congo a fost colonie belgiană și majoritatea negrilor din Belgia sunt de origine congoleză. Okay. Ce a făcut Leopold acolo? Leopold? Se cheamă jumate din Bruxelles, are parcul Leopold, palatul Leopold.
printre cele mai mari genocide din prin istoria 1900... continentului african. Deci și-a făcut grădină zoologică. În 1930 existau oameni la zoo. Prin... Serios? Nu știu dacă 30, dar destul de recent. Erau prea recent. Oameni. Era cu 1900, dar mult prea recent. Prea extraordinar recent. De recent. Erau oameni la zoo? Erau oameni la zoo că i-a adus regele să îi arate. Wow. Și ei îmi spun mie că sunt rasist. Că doar că vorbesc că sunt congolezi în Belgia. Da, cu aia. Sunt. Ziceam nu i-am adus eu cu vaporul. Eu doar spun că sunt. Ce pula mea. Apropo de asta, mă, cum te-ai pierdut în ochii lui băiatul ăla? Ce se întâmplă? V-ați distrat la Napoleon? Frumos. Da, e frumos. E super. Băi, Virgile, le zicem de Napoleon sau nu? Ziceți-vă de Napoleon. Vezi, nu? Că nu e, adică înțelegi descrierea, n-am fost departe. Nu. Când mergeam înspre film... Seamnă pe Ronaldinho. Da. Vorbeam despre Napoleon faptul că amândoi suntem îndoiți, e traducerea cuvântului torn, cu în legătură cu Joaquin Phoenix. Ninja fără? Scuze că vă întreb. Așa arată și când picură. Bine. Pare că ninja. Eu o să cânt imnul Franței pe fundal. Te rog. Te e pe jos zăpadă. Și mergând înspre cinema, aveam gândul ăsta că am și citit câte un titlu că n-a fost cel mai bun film. Eram un pic pregătit să fim dezamăgiți. Da. N-am fost. N-am fost dezamăgiți? Joaquin e un pic mai bine și cu mine și cu el după filmul ăsta. L-a făcut deci pe Napoleon. Nu v-a plăcut de Joaquin Phoenix ba, până acum? Asta zice. Până acum? Mie, uite. Johnny Cash. Johnny Cash, și nice. Filmul ăla cu extraterestri în care are el cătuiță și ăla, dar sunt singurele două filme faine. Joker-ul mie nu mi-a plăcut în mod personal. Nici mie. Eu nu am văzut Joker. Nu mi-a plăcut și... În Gladiatorul mi-a plăcut filmul, nu mi-a plăcut rolul lui. Nu mi-a plăcut. Pula se face Joker mea. 2. Mai de mai. Și Gladiator. Știi care e faza cu de Joaquin Phoenix? E are un cicatrice actor, aici. E un actor atât de bun încât... Preactor. E preactor, exact. Cum e prea adică? Dramatic, e prea... Prea le joacă? Prea le joacă. Nu, se ia în serios. Asta nu, e problema. Eu nu mă uit la el și zic, da mă, pot să văd omul ăsta în realitate. Chiar, bine, asta e în altă epocă, să zicem că nu. Dar nu Daniel Day-Lewis, de exemplu, e altceva. E un om de pe stradă. Adică îl văd că joacă un om, că tu ca actor ce vrei să faci? Pare că are și el niște personalitate. Să impersonezi un om dintr-o poveste. Da. Să mă bagi în filmul poveste. Cred. Când îl văd pe Joaquin Phoenix, pare că mă uit la un film, mă uit la o poveste reală. Nu mă scoate din... Prea le joacă. Prea e, prea e dramatic. De teatru. Prea te e... la o piesă prea de teatru. Teatru, prea exact. Înțeleg, e prea da. Teatru. Nicio, n-avem nicio Doamne treabă cu actorii de teatru. Cu actorii nicio de teatru și cu belgenii din colonii. N-avem nimic. N-am nimic, dar nu-mi plac. Face... nu-mi place teatru. De ce? Neapărat. De ce, ce, re, re, ce, ce, re, re, ce? Ai întrebat ceva cu de ce. Deci v-ați uitat la Napoleon și a zis, wow, șmecher, Napoleon, că voi sunteți amândoi obsedați de istorie. Da, nu obsedați. White man. Pogzi, înainte să meargă la Napoleon, să știi lumea. Obsedat era amantul Cleopatrei, care a venit tocmai din frumos. Ăla era obsedat. Persia, ca să o curteze. A curtat-o toată. Ce că m-am uitat înainte cu o săptămână pentru că nu mai aveam răbdare până la film la un documentar despre Napoleon. Te mai uiți. S-a uitat la documentare ca să facă fact check la Napoleon. Să ca dacă să înțelegi ce se întâmplă, să vezi dacă e povestea, nu e povestea. Dar de ce îți dai spoilere? Că poate eu... De ce îmi dau spoilere din istoria? Istoria s-a întâmplat deja, nu e un spoiler. E spoiler, dacă nu știi nimic, e spoiler. Nu, nu poți să te bucuri, zici că prea le joacă. Aveam nevoie să adorm pe ceva, dacă nu mai îmi plăcea audiobook-ul întâmplă? Pe care l-a ascultat, m-am uitat la se uită Luiza, acum peste vreo 5 zile o să fie 32 de ani de la Revoluție, se uită. Uși, Luiza, era, bă, cine câștigă? Stai un pic că se împușcă. E Crăciunul. Luiza, singurul lucru la care se uită este Huberman. I-a zis Spotify-ul că e în top 0,1% ascultători al lui Huberman. Asta face Luiza. Merge la sală și zice cum să faci lucruri. Mușchi, sănătate. Sănătate, mușchi, mușchi, sănătate. E șmecher, e profesor la Stanford. Excuse you. E super șmecher. Bă, dacă te ajută, asta e important. Mamă, tu și ce dormi? Mama, are o voce așa de calmă asta. Și zice informații pe care nu le înțeleg. Dar nu simți că îți dai spoilere pentru sănătate? Nu, că nu rețin, aia zic. Ce mă omoră pe mine, ca paranteză, la Huberman în Stavlaidat, e că e fain, mi-e place, ce mi-e place Huberman, dar
Asta pentru că îl ascult 10 minute odată așa într-un highlight odată la 2-3 exact, luni. Exact, un clip max. Dar nu mai pot, bă, cu chestii de genul, ok, e ok să bei cafea, am stabilit, e bună, dar între 1 jumate și 2 jumate în ziua. Acum toate lucrurile bune pe care le faci mai au niște liniuțe acolo, mai au niște steluțe. Vitamina D e ok, 8.000 de unități, nu chiar 7.000. Care oricum orice peste 2000 e ok, dar trebuie 8000 de unități. Bă, da, altfel e degeaba, let me try. Omul ăsta a devenit celebru cum? Deci el e profesor, da, care a devenit omul perfect, că și-a studiat corpul și acum are dietă și dormit. Nu, și... pretinde că e nu, că nu și-o arde. Nu, dar e nu, rob, arată șmecher, tank. Arată șmecher, arată și pare că a fost combinat cu Kim Kardashian. A dat la Kim? Nu, am zis doar așa. Am învățat să nu-l mai cred. Nu mai a apărut. Să-mi sugez pula. Zi, mă. A fost la un moment dat la un pot. Așa zi. Vă urăsc să-mi bag pula, că nu pot să termin propoziții. Chiar îmi fac podcast singură. I hate you all. Așa. Așa. Bun. A apărut la un podcast în care, nu știu, ce a făcut, ce challenge de urca pe munte cu un chetroi. Și a fost la Bustugol și a nebunit internetul pentru că el nu și arată tatuaje, e tot timpul într-o cămașă. Asta e acum recent? Proper, da, acum vreo câteva luni. Deci el este deștept, este profesor, dar e și un pic rebel. A fost skater, frate, și era să pice la liceu. A scris și cărți? Nu, adică doar pe YouTube. Bonjour! Salut, bonjour! Cum a devenit celebr asta era video? Da, prin podcast-uri, prin asta. Ok, deci cu podcast-uri. O ține cu podcast-ul și aduce tot felul de experți care nu ușor de că știe el toate lucrurile. A, e podcast-ul lui? Da. El are podcast-ul lui și așa a ajuns să fie invitat și la Rogan și la tot felul de podcast-uri. Da. Șmec. E interesant. Napoleon, în schimb, n-a fost la niciun podcast. Și asta este... Tocmai de asta e unde... De asta a rămas mai mult ca legendă, că nu știu. Asta e chestia, că dacă ar fi apărut Napoleon la un podcast și zicea un căcat, toată lumea, ok cu aia, este un strateg extraordinar, este un om de carieră incredibil, rege, pula mea, de ce terminat e? Exact. Îi place problema. My Little Pony. Asta s-a zis fără podcasturi. Cumva asta s-a întâmplat cu el în istorie. S-a întâmplat, dar nu se știe, asta e. Nu se vorbește. Nu se știe, dar... Cum adică? Adică el era foarte bun la ce făcea, și anume război. Bătaie, știa bătaie? Bă, știa bătaie cu tunuri top. Știa bătaie pe foaie, adică vedea bătaia în capul lui și după aia făcea mișcări pe câmpul de luptă, nu că se ducea, se bătea, dar nu prea era. Dar era super autist, era ciudat as fuck. Și nu avea, nu pare că a avut niciodată limite, pentru că maică-sa... i-a pampuit pe el și pe toți frații lui că trebuie să fie cei mai șmecheri, cei mai buni, cei mai tari. Și el atunci n-a avut niciodată niciun fel de limită, s-a dus. Îi plăceau jocurile de strategie. Un autist la care îi plac jocurile de strategie era... în viața reală, că pe atunci nu erau jocuri era pe calculator. Era numărul 1, bătea orice corean la StarCraft. El când a văzut, când se suia pe deal și vedea diviziile dispuse în fața lui, era, uite, acolo îi adunăm, îi aducea pe cap ca pe găini, atacăm un pic de acolo, un pic de acolo, îi se duc acolo, îi bombardăm, mai trimitem cavalerii, am câștigat. Cam asta era talentul. Era? O perioadă era, după aia a încercat niște scheme, s-a dus. N-ai cum, trebuie să și riști. Ce-i viața fără un pic de risc până la urmă. Și era de mânt, și pe el l-au prins la un moment dat și au zis, bă, gata, afară cu tine din țară. L-au respectat totuși, nu l-au omorât. Nu l-au omorât, l-au respectat. Cred că el era frică să-l omoare. L-au trimis pe insula, nu știu de care. L-au trimis pe insula. Uite. Am văzut un desen animat cu istorie. Asta m-a adus aminte. Poate oamenii nu au văzut încă. Le spui că le trimite pe insulă. Dai spoilere din film. Am văzut în documentarul ăla de care râdeai tu de mine, că m-am uitat la el. Am văzut că Stanley Kubrick plănuia să facă un film despre Napoleon. Trebuia să fie primul lui film mare după cu omic. Primul lui succes la Blockbuster, dar nu mai țin minte exact care era, dar primise... Probabil Spartacus sau ceva, cred că a avut tot, era pe istorie. Nu, că aia e, că înainte de asta nu făcuse de istorie. Anyway, trebuia să fie primul proiect mare al lui Kubrick, s-a apucat, a studiat unde ar putea să filmeze, că problema cea mai mare erau costurile. O chestie interesantă e că se stabilise că s-ar putea să se filmeze în Iugoslavia, că primise aprobare să filmeze în Iugoslavia și ca să închirieze personal, din ăștia, cum le zice? Soldați. Extras. Soldați.
Figuranți. Exact, da. Figuranți, mulți soldați ca să arate bine bătăliile. Primise o ofertă de la armata română, asta era pe la sfârșitul anilor 70, să închirieze soldați români cu $2 pe zi. Oferta de la iugoslavi, de la sârbi, fusese de $5 pe zi. Și România au zis, nu, vă dăm noi 20.000 de soldați cu $2 pe zi. $2 per toți soldații? Nu, sau pe cap de soldat. $2 de om. Și nu proiectul a fost abandonat. Știi? Dacă nu aveam nimic exact de apărat. Okay. Făcea bani pentru țară. Și așa au apărut. $1 la stat? Tot ei au apărut în film, în Ștefan cel Mare, în Mihai Viteazul. Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, s-au făcut cu toți. Și cred că pe mai puțin bani. Mai puțin de $2 pe zi. Pe expunere. Exact. Păi eu cunosc personaje, cunosc figuranți din filme. Jură-te că avem oameni, știu. Unchie meu a fost în filmul, cred că în filmul cu Ștefan cel Mare. A stat întins pe câmp o zi. El a fost victimă 13. Victimă 193. I-a luat oameni, cetățeni, de s-au dus prin sate pe acolo, prin zonă, și a zis că avem nevoie de toți. Să costume, voi vă duceți pe acolo, voi vă duceți pe acolo. Nu erau CGI-uri, nu erau astea. A făcut casting, ia stai întins, mă. Ia stai întins, parcă stă întins mai bine. Ăsta nu stă drept deloc. Da, și pare că Ridley Scott cumva a preluat ideea asta de a face un film mare despre Napoleon, că cele mai multe filme în istorie despre un personaj istoric până acum sunt făcute despre Napoleon. Din anii 30 se tot fac filme despre Napoleon, 1930. Da. Napoleon înainte sau după Hamilton? Înainte. Aș ghici după. Eu. După? După. După? După. După. Hamilton okay. E contemporan cu Robespierre, e la începutul Revoluției franceze. 1776. Da. Napoleon. Așa scrie în carte, nu? Sunt un pic contemporan, s-ar putea să fie un pic, să se fi prins. Napoleon, el închide Revoluția franceză, practic, okay. El... Au fost retași francezi, duce... dar bine, au... Arată un pic un film viața. Și din Revoluție, cum se ajunge la punctul culminant al Revoluției. E greu cu o Revoluție, orice idee ai vrea tu să ai, că la Revoluția franceză... Intențiile bune. La Revoluția franceză e ce aveau ca moto. Că liberté, egalité, fraternité. Hai să ne tăiem capetele la toți. Asta era liberté. Asta era ori adică le tăia capul, ori închidea. It's the rich. Aplicarea era un pic barbară. În anii aia așa se purta, dar le tăiau capetele, mergeau cu ele prin oraș. Adică asta a fost zeci de ani în perioada Revoluției, când totul era bă, asta toți frații noștri, patrioți. Se ajunsese cumva, uite, cum se întâmplă și acum în România, în care se impun din ce în ce mai multe restricții pentru că e înspre binele societății. Hai să îngrădim un pic, să nu mai ai voie să zici chiar orice. Hai să nu, ia nu mai folosi tu orice, ia nu mai merge tu pe acolo, ia nu mai fă tu asta. Se ajunsese în punctul în timpul Revoluției în care dacă ziceai ceva de rău de Revoluție, închisoare sau ghilotină. La ghiotin, că atunci se inventase ghiotin. Dacă mâncai ceva ce n-aveai voie să mănânci, închisoare. Dacă, cum adică? Dacă furai ghilotină. Am dacă... râs cu boxe de ne-am căcat pe noi. Am cam râs un pic. Că ne mai uitam la personaje care apăreau pe acolo și vedeai personaje din viața noastră, politică în paralel, așa. Era la Robespierre care el făcuse... Era părintele. Era responsabil acum, era prim-ministru sau morție. Prim-ministru, dar temporar, cum ar veni. El avea puterea pentru o scurtă perioadă de timp și băgase tribunalul ăsta civil de... I-a ducea pe ăsta, ăla ce a făcut? L-a tăiat capul, ăla ce pula mea a făcut? L-a tăiat capul. Fix George Simion în 2 ani, dacă îi dai pe mâine. Numai că ăla începuse bine. Robespierre a început de la să fie frumos. Drepturi pentru oameni. Păi să tot fie... patriot până la urmă. Da. Patriot. Da. Super patriot. Off with their head. Atunci s-a inventat ghilotina? Adică era și hype el cu ghilotina, nu? El a inventat-o. Era invenția lui. Era. Nu era că e cea mai humane? Nu cred că a fost invenția lui. De el a fost introdusă, dar nu cred că a fost invenția lui. Că a fost Murților. Inventată de un chirurg. Da, care îl chema ghiotin. Ghiotin, da. Da, știu că a fost introdusă și
tocmai asta e când a început să dispară interesul public pentru execuțiile publice. Crezi că a fost prima formă de robotizare așa, adică n-au fost călăi care de carjobs. Exact, ne iau. Nu mai erau, nu mai era nevoie de ea mari și musculoși să dea cu toporul. Exact, dă drumul la sfoară. Baftă. Și cred că dura mai puțin. Dura super puțin și de asta se ajunsese în punctul în care era supra-saturație de execuții și nu mai venea public și era o problemă asta. Prea multe show-uri. Nu mai era public la execuții și tot mutau din ce în ce mai în afara orașului. De unde se ajunsese de execuțiile. Mai făcea o execuție și la Media și la Carei. Păi, dar nu, dacă, trebuie să vadă și București nu mai e publică, s-au plictisit oamenii de ghilotină. Trebuie să fie. Dar, istoria se repetă. Istoria se repetă deci constant. Mi-a plăcut un pic, asta e chestia, adică să te ia valul în halul ăsta cu decapitatul, e, bă, da. Mai era e ceva. Tot Robespierre după aia, după ce s-a întors puterea politică cumva, a fost o revoltă din interior și au venit ăștia să-l prindă, să zică că bă, ești prea muist, prea autoritar. A făcut o schemă că bă, mă sinucid și s-a împușcat în obraz. A făcut un Adrian Stase. A făcut un Adrian Stase direct. Direct. Bă, deci la fiecare fază se vedea o paralelă așa. Mai era unul care doar manevra din spate. Zicea că bă, dacă facem, vin englezii, nu știu ce. Că îi adunăm pe ăștia, stau eu de vorbă cu ei și să vezi că ținem noi control la noi. Vântul, Dinu Patriciu, Dinu toți. Patriciu, mai era unul fără păr care a vândut flota. Unde e? Cu ce ne batem? Păi asta că se certau că n-au flotă. Bă, toate personajele astea s-au mai întâmplat. Asta, dar dacă... Și unele din ele se întâmplă acum live. Se n-o întâmplă live, e, dar nu le place la oameni să citească. Asta e problema. Napoleon era mic? Că așa știu din desene. Nu era vorba mare. Era că după... În epoca aia era normal pe înălțime, dar e rămas că e mic, așa, în cultura populară. Pentru că el nu vrea să se urce pe scări din alea până la cal, el avea un om care îi făcea calul. Asta în film a fost... Da. Da, venea... Asta zic, a creat joburi cu aia. Când, exact. Avea om la cal? Avea om la cal, da. Ah, da, în film s-a suit. Dar trebuie scăriță să te sui pe cal? Numai așa se suia pe cal, da. Dar nu poți să te sui pe cal fără scăriță? Întreb. Nu era destul de mare. Îți faci vânt un pic. Te-ai pus și fai hop? Păi n-are el treapta acolo la chestia aia? Am văzut în desen. Dacă ai șaua pusă deja? Da. Dar dacă n-ai șaua deloc, dar pe un cal chel? Păi nu te urci pe un cal chel. Păi că și lui îi plăcea să poartă brugi. Te urci. Și era, nu putea să... Nu mă puși strâmți. Da. Te urci... Te arunci cu un picior deasupra, nu știu cum să zic. M-am urcat pe cal fără... Ușa, nu te urci fără, te urci fără nimic? Ai început de la ceva mai sus. Nu mă, dacă ai șa, clar ai și treaptă. Ai unde să-ți ții piciorul. Dar dacă nu ai, poți să te arunci cu un picior așa pe el, cum ar veni. Când te duci? Da, mă. Dar trebuie să te sprijini în mâini. Te ții de coama lui și te arunci așa. Ți arunci un picior. Eu înțeleg ce ziceți voi, dar tot e înalt. Adică eu n-am văzut cal pe care să cred că mă pot urca doar cu un picior. N-am avut pur sânge arab. Sau măcar... Aia e, că Napoleon avea partea de calul, nu avea. Eu zic de un cal din ăsta, regular size, ce mai găsești pe la România. Da, da, pe cai aia mari, nu te, pe cai mari, nu te urci așa. Dacă e un cal... Enorm. Nu, dacă e un cal blând, dresat și te lasă să faci asta, poți. Dacă e nebun, clar că nu o să faci asta, să te sui fără șa, că te aruncă imediat. Aici nu, eu nu vorbesc de fără șa sau cușa. Cușa, numai cușa. Numai cușa, da. Nu, mi se pare că e foarte, nu e ușor să te urci singur. Mi se pare ușor, că ai, nu e ușor, dar nu e greu. Adică trebuie să ai picioarele. Tot trebuie să începi de la ceva, de la un mic avantaj. Eu știu. Și te ții de capetele. Și are șaua din ăsta, de să te ții de șeii. Pui un picior aici și cu celălalt te arunci. Adică e destul de simplu. Ca și cum te urci pe gard. Îți trebuie un pic de antrenament până te obișnuiești cu asta. Clar, te întinzi un pic în picior și te tragi în brațe. Adică și tot îți trebuie măcar o lădiță ceva. O ladă de bere cu aia. Dar cât are calul? 2 metri morții lui? Că are 1 metru și de-aia a intrat Iisus pe măgară în Ierusalim. A fost la modul Petre, stai un pic, nu știu cum se face, Doamne. Bă, ne-am dus la cumpărături, schimbăm un pic subiectul. Ne-am dus la cumpărături mai mari, la magazin mai mare. Carrefour. Cine? Eu cu Luiza, eu cu tine. Și ea a dispărut să... Nu știu. Mai dispar. Sometimes mai dispare, I disappear. Să live my best ați life. Ați pățit vreodată să vedeți un om care vine, care iese în evidență și se duce chitit să cumpere ceva și după aia de curiozitate te duci să vezi, mă, ce pula mea a venit ăsta, mă, așa chitit să cumpere? Nu, dar acum ați curios și eu ce a cumpărat. La cumpărat. Pentru că în primul rând era, arăta, avea
chestii fosforescente pe el, n-avea cum să nu țară în ochi. Dar nu era îmbrăcat rău, dar tot vrea să atragă atenție. Da. Jordan, morții lui, branduri. Ah, ah, de la trafic. Nu, 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 nu. Asta zic. Ciclist. Părea că are bani dacă e și țăran. Uh-huh. Așa. Și a venit, eu intrasem pe raionul ăla de chestii bio-eco, pula mea, căutam... Din greșeală. Nu, căutam supă la bidon. Căutam supă la bidon, nu găseam nicăieri. Stoc, zis că cum ar stoc, veni? Da, uh-huh. Stoc de legume, de pui, orice stoc și nu găseam. Și l-am văzut pe ăla cum a venit, s-a dus la un frigider, a scos... Pizza înghețată. Nu, dar sticluțe așa mici și tot băga. A scos una, două, cinci, șase... 8 sticluțe mici așa, 8 sticluțe mici de ceva, erau albe. Actimel. Colagen. Mai mare decât actimelul, dar ceva în genul ăla. Pentru răcituri. Nu, cu aia, m-am dus să mă uit, lapte de măgăriță, mă, mâncava și pula voastră. Face bine la ten. Se îmbăiază Jennifer Lopez. Cine lapte mulge, mă, măgărițe? Sunt măgărițe care sunt mulți și eu nu știam asta. Zilnic în România se mulg între 20 și 30 de măgărițe. Împotriva voinței lor. Sunt ferme de măgărițe. Unde? În România. Eu n-am văzut. Am mai văzut un măgarici colo. Da. Dar n-am văzut. Poate chiar un asin. Băi, n-am văzut niciodată un deal plin cu măgari în pula mea. Am văzut cap. Cred că am văzut maxim... Câți măgari? 10-12 poate. Deodată? Da. Erau împreună? Unde pula mea? Se știau între ei? N-ai cum să găsești predeal, atâția pe măgari. O râpă la predeal. Scăpase unde am, fiecare. Unde am erau măgari sălbatici? Nu, erau în grădina unui om. Nu sunt caii de la Leta și măgarii de la râpea. Râpea. Sunt oameni care cred, sunt ferme care de măgari, cred în măgari. Da. Eu nu știam asta. Și, și nu dacă sunt ferme, cineva e un copil acum de 16-17 ani care este moștenitorul imperiului de măgărițe pe care îl să lase taxul după e moarte. E un copil acum care e trimis să dea la măgari. Asta exact. E problema. Și care trebuie să învețe să mulgă el măgărița. Da, nu cred că e. Cred că e mai mult ca o cultură de zmeură sau ceva de ceaiuri. Nu cred că e așa o tradiție veche de crescut măgari. În masă, cred că... Ea ce mai cumpără proștii? Cred că e mai industrializat, așa mai nou, da. Bă, scump lapte. Cum a fost schema cu pusul de nuci? Când eram eu pe facultatea asta, încă un bloc cu... Să punem, să plantăm nuci, frate. Abia acum cred că scoți banii de pe nuci. Sunt oameni care au scos bani acum masiv. Din nuci? Livezi de nuci. Dacă e un an bun, că uneori nu faci nimic tot anul și... Nu există an rău la nuci. Da, uneori nucile nu fac nuci? Fac doar dacă frunze vine din un îngheț sau ceva și le strică tot florile. Bunica mea săracă e obsedată de frunzele alea de la nuci. Are 93 de ani și tot are obsesia asta, să iasă în fața porții și să dea frunzele. A, că le e dea, urât, nu să le adune. Să le adune, să le adune, să le ducă la gunoi, că e urât în fața porții. Și că face ceva cu frunzele de nuci. Nu. Da, un lapte de măgăriță, 9 lei, 300 de grame. Cine n-am auzit ca și cum e, vai doamne, ce proprietăți are... Am intrat adică să am caut, îți dai seama. Da, ai intrat să cauți? Da. Că ceva, că ești ca o zână după aia, da. Că îți face... Face bine la piele. A, păi da, bine, domnul să-l bea, se pare. Cleopatra cred că se îmbăia în lapte de măgăriță. Da. Mă dă un pula mea. A, da, că scrie acolo că zeița regină Cleopatra. Da, ai dreptate. Și Jennifer Lopez mai nou. Da, zeița regină J-Lo. Și-și face injecții cu sânge de copil. Da. Da. Cu limpă. Asta că ziceau că laptele de măgăriță e bun pentru bebeluși. Care ce pula mea, bebelușii n-au deja piele frumos, mirositoare și întinsă? Cred, din ce știu eu. Dacă se cacă nu mai miroși frumos, dar drăguțe. Trebuie să-ți hrănești copilul să caci cu lapte să de animale mai mici. Cum adică? Stai. Tu ca umanoid. Așa. Nu, say it again. Fiecare, păi nu, trebuie să-ți, asta, zic de acord, animalele mici. Trebuie să-ți hrănești copilul cu lapte de animale mai mici. Că tu ca om, la masa ta musculară, ai nevoie de lapte de la un animal care are la maturitate tot masa ta, tot greutatea ta. Că dacă tu îți hrănești copilul cu lapte de vacă, laptele de vacă are niște hormoni care sunt pentru... A crește vițelul ăla mult mai repede, să-l facă tank. Și bagi prea mult hormon de creștere într-un copil. Trebuie să-i dai mai de capre, de oaie, de ceva. De pinguin. Mă deranjează că cât noi. Are sens ce zici, acum că ai explicat. Dar doar să zici păi că trebuie să dai de la animale mici. Dar de ce să-mi dai de la lapte de om, dacă el este om?
Că dacă eu am născut un ideal, îi dai lapte de om. Om îi dau lapte de om. Dacă nu ai lapte, asta zice. Dacă nu am lapte, să iau lapte de la ce animale mai mici decât omul? Gen oaie, mai ok să dau? Da. Dar e mai puturos ăla de oaie. Nu prea le place la copii, dar e mai sănătos. E rău de tot ăla de oaie. Ce ăla de capră pute. De asta e atât de popular laptele de vacă, că e mai neutru la gust. Dar măgărița, nu știu, în același timp, măgărița cred că nu are volum de, nu cred că produce prea mult lapte față de o vacă. Pare că nu. Vacile își produc o grămadă de lapte. Cam cât lapte dă o vacă? O găleată? M-aș arunca la un record mondial de 50 de litri de lapte într-o zi. Am să caut pe internet. Ce, da. Bă, din două, că se mulge și dimineața și seara, cred. Exploda ungele, da. Virgile. La mine la țară cred că erau vaci care produceau 20 de litri pe zi, cred, la bunicu, păi adică, de ce în curte. Ai trecut la peste dublu? O vacă. Record mondial, naiba. Gen, e o vacă hrănită, comună mare, la noi. Sănătoasă. O zic, o vacă de rasă șmecheră. Nu știu, mă, 50 de litri sunt mulți păi, litri, mă. Păi văd cu tare un ugerul ăla. Deci, păi e mare, mă, dar... Imens. La peak lactation, așa. O vacă produce 35 de litri de lapte pe zi. O vacă muritoare, o vacă, dar, da. Dar uite la recordul care mondial. Care amator, de la vaci profesioniste. World record. Da, mă. Eu, poate acum mă duc în 70 de litri. Ai. Cât am zis mai devreme, 50? 50. Eu cred că mai mult de 50 acum. Bă, bea apă. Și cred că ar fi și mai mult, dar au obosit ăla care o mulgea. Îl dureau mâinile, nu mai puteau. Când mai iese din asta? La din alea. Știi că... La pompe din alea. Îi bagă din alea. Da. Alea nu mi se par ok, mi se par... Nu e uman. Da, nu e natural. Și e urât față de... Pierd vacile conexiunea cu viața, da. Cu stăpânul, da. Cu astea. Adică pare mai mult un jobot. Nu mai simt. E ca la corporație pentru vaci acum. Mâna aia caldă. Smurf, o vacă din Canada, a produs 37,7 kg de lapte. Deci cam aia e limita, Virgile. Eu nu am încredere în research și o să fac un double search. Double whammy. Poate la dintr-o dată, nu pe zi. Poate. Dintr-o in one sitting, așa, într-o singură in ședință sitting, de mult. Da. Uh-huh. N-am înțeles. Păi știți cât de deștept e corpul uman? Cât? Se adaptează cu cum ce anume bagă în lapte... în funcție de ce simte că are nevoie copilul după saliva lui pe sfârc? Știați chestia asta? Nu știam chestia asta. Mai zi o dată cu sfârcul. Cum știți? Scuze. Laptele produs de mamă. Mama ta? De mama mea. Așa. Laptele produs de mama mea e optimizat pentru ce are corpul meu nevoie. Da. În funcție de ce simte, analizând din saliva pe care o... A, șmecher. Las eu acolo. Da. Nu prea mai, n-am mai prea ajuns pe la maică mea. Se vede. Dar așa funcționează, da. Șmecher. Da. Cool. Da. Bă, stați un pic, prieten. E foarte forensic shit, așa. Pare... Sci-fi în corpul tău este un laborator de CSI, așa. Cred că tu ce te uitase, Luiza, erau galoane. Pentru că... Oh, ce galoane ai pe tine. Recordul mondial în 24 de ore. Da. Țineți-vă bine. 150 de kg. 123 de litri. Un cavaj. Wow. Mamă. Ce de bidoane. Săracă. Cât lapte. Dar cât de kg avea? Marilia F.I.V. Nu știu ce număr e ăsta. F.I.V. e literă romană? Sau doar o cheamă F.I.V.? F.I.V.? Da. Marilia F.I.V. Teatro de Nailo de Cau. Așa se cheamă. De ce ar putea să fie F.I.V.? În cât? São Paulo, Brazil. În 2019 s-a stabilit recordul. Păi da, mă, păi da, așa. Are vacă din aia albă? Știi că sunt ele cu coarnele așa? Știi? Sunt niște vaci imense care au coarnele așa în unghi drept? Da, nu m-ai văzut. Tot în desene am văzut eu toate informațiile mele din desene. La Huberman. Astea sunt cele două surse ale mele. Undeva la jumate e adevărul. Smack in the middle. Cum mă să faci 100 de litri de lapte într-o zi? Că nu. Nu știu, mi-a văzut. E deja exploatată o vacă aia. Da, sunt de adică cum de nu țahă, deshidratat, cât de mare era păi vaca aia. Era cât lapte bagă în ea, îți dai seama. Câtă apă bagă în ea. Și ultimii 2 litri i-au smuls efectiv din ea. Adică era la record, da. Îi dădeau pumn în uger să mai iasă ceva să <sărat. laughs> Cum era o legendă la mine la țară cu un vecin. Așa. Legendele urbane sunt ok, dar legendele de la țară... Cele mai bune legende. Să duc. Cele mai bune.
că cum se pregătea masa pentru o nuntă, cred. Se gătea pentru o nuntă. Care cu câte zile înainte se începea gătitul pentru nuntă? La mine la țară era cu 2 zile înainte. Nu cunosc, nu prea am fost, okay. Nu știu, nu prea știu tradițiile așa locale. Dar asta legenda era că nu se terminase, trebuia să fac cozonaci sau ceva, ce da. Se pască, dulciuri, lucruri. Era nevoie de ouă. Nu mai era ouă în gospodărie, în bătătură. Și Moș Gheorghe a zis că se duce el și rezolvă problema. El era socru mare, început să se cinstească de dimineață. Și s-a dus în coteț și s-a strâns găinile de gât până s-a ouat. Legenda spune că s-a întors cu 3 ouă. Nu știm cum le-a produs, dar s-au auzit zgomote că l-a strâns de gât. I-a amenințat? Nu știu dacă s-a dus ca un cămătar și a scos ouăle de la găini. Waterboarded, nu știu ce s-a întâmplat cu găinile. Dar ouăle s-au produs. Erau free range, Luiza, stai liniștită. Nici o găină n-a fost vătămată în timpul acestei povești. Au 3 găine după? Au, și mai au copii și acum, zic povestea <cu ea. laughs> Tu cum crezi că a ajuns legenda asta? Din cioc în cioc. Din plisc în plisc. Bă, mă gândeam că s-a dus mai rău, mă gândeam că a făcut din astea de... A scos ou. Orică a scos ou, că s-a dus după el așa, rău, cumva a scobit după el. Sau că s-a dus și a luat ceva ouă de dihor sau pula mea și a pus acolo și apoi a mâncat oamenii și au făcut ceva mutații genetice ca ăla de la prins nevasta că futea capra și a născut capra un faun, un jumate om, jumate țapă în pula mea sau ceva. Fil ăla, antrenorul lui Hercule din... Exact, acolo mă gândeam că se duce. Come on kid, use your head! Ce joc bun. Ce joc bun. Da. Ce desen șmecher. Să vă zic și cealaltă, dar cealaltă. Mai ai o legendă? Simt că o zic în fiecare iarnă la episodul de Crăciun. Perfect. E cu porcul? Cu porcul, aia cu porcul. Nu mai țin minte, dar haide, go for it. E la fel, e... Nu pot să scap de genul ăsta de legendă. Da, intrați. Poftiți, se vorbește despre porc. Dacă mai devreme nimerise Jack Huberman, nu era pentru... Într-un an, un nene avea un porc foarte mare, o scroafă foarte mare, care nu erau destul de mulți vecini, că de obicei asta e obicei, fiecare se ajută cu ceilalți da. Vecini, tăiem porcul la tine, după aia la tine, până la tine, mai bei o țuică, te înveți. Ăsta i-a rămas porcului foarte mare la final și erau și puțini oameni. Și când s-o înjunghe, bă, ne descurcăm, dracu, trebuie să tăiem porcul, că altfel nu începe Crăciunul. Și când se înjunghe ăștia, bezi, nu l-au înjunghiat, cum trebuie, s-a zbătut porcul, le-a fugit porcul din bătătură. Din taia scroafa de 100 de kilograme, le-a fugit din sat. Înjunghiată? Da, înjunghiată în gât. În primăvară s-a întors scroafa acasă, cu 10 porculeți mici cu cuțitașe în gât. Cu bricege, erau cu bricege. Din ele de brânzele drăguțe. Dacă nici asta nu e magia Crăciunului, ce... Bă, la mulți ani, știți ce? Hai, la mulți ani și bezi Coca-Cola. Facem Secret Santa. Așa s-a votat, pare, a? Da. Cum adică? Facem Secret Santa. Unde? Cine? Ce nu înțelegi? Ce înseamnă asta? Nu? Înseamnă că Luiza a scris un mesaj pe grup. Așa. Și n-a avut nimeni inimă să zică nu. Asta înseamnă pe scurt. Vrei să te bagi la Secret Santa? Nu, mulțumesc frumos. Fuck you. Pare că trebuie să te bagi, Boxy, ne pare rău. Da. Am eu inimă. Prezența nu. De a fi... Păi nu, că facem oricum. Prezență. Ha, mă, muie, joacă-te cu și cum tragem? Cine decide? Deci Mitran a zis că... Că i-a zis Ana că e o aplicație. Facem. E o aplicație. Știu și eu de aplicația aia că mai sunt deja într-un Secret Santa implicat. Asta e atitudinea potrivită. Da. Deci o să facem Secret Santa și o să-l filmăm. Și ce buget? Ce buget, ce gen de cadouri, ce facem, cum facem? 100, 100 de lei. Așa. La liber. La liber fiecare orice ce consider. Și... Fără bani ca să urăști, dacă tot nu vrei, așa că cu banii ușor să te duci într-o zi la magazin să iei ceva la categorie, ți-a luat Pampers, că te cași pe tine. Cum adică fără bani? Fără bani cu aia, fără lucru manual, mâncați-și pula ta. Vrei să facem cadouri? Implică-te în cadouri. 200 de lei să cumpăr chestii din care să-ți fac un cadou? Nu. De câți bani vrei tu? Fără bani. Să-mi prestezi un serviciu de 100 de lei.
un cadou fără un bani cadou. Deloc. Fără bani. Uite, uite, Virgil, ți-am făcut această lebădă în lemn. Am sculptat-o și eu. Și nu ăla n-a costat și el? Păi nu, tată, că... Păi nu, mă, fără din bani. Dacă aduci o furculiță de acasă, e o furculiță. E furculița nu, ta. Mă, nu se poate fără bani. Luați-mă de 100 de lei ceva de Doamne ajută. Dacă este păi așa scap repede cu un aftershave și o spumă de ras, dă-te fula mea, ne auzim la anul, la mulți ani. La mulți ani, Iona, că tu primești asta. Eu o să... Nu, dacă... Dar ne tragem să știi cui ei, da. Nu tragem aduci cadou și vezi da. Atunci. Păi și cum știm cine ce e acuia? Se decești. Direct. Da, da, dacă nu, mai bine, da, mai bine păstrăm noi, își păstrează fiecare cana și aia... Dacă nu dăm cu tematică, tematica să fie, nu știu... Asta mă gândeam, să ceva facem măcar porno, mai... kinky, vikingi. Ei, uite, ți-am luat vikingi. 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 Trebuie să fie cu vikingi. Ți-am luat acest vibrator cap de leu, de lup, uite, bagă căvățâna în tine. Exact. E greu tare, mă. Când termină face Da, trebuie ceva prostii. Clar. Prostii. Ce ne-am distrat cu țețelele? Mai țineți minte țețelele? Păi și acum le-am acasă. Bune, dar ăla cred că doar au venit, nu? Au venit singure. Au venit de la Ex Libris. Au venit de la Ex Libris. Eu le-am adus că le-am primit de la Ex Libris. Le-am cumpărat toți. S-au cumpărat mai multe. Eu am primit niște țețe de la Băra. Au fost vreo 8 țețe în circulație. Veneau 3 în pachet. Eu am adus 3. S-au învârtit. S-au învârtit niște țețe. S-au învârtit, da. Ce jegărisele erau scârboase la un moment dat. Era nașpa să pui mâna pe ele. Mă mai gândeam ca... Dacă tot facem o treabă, dar deja implică și mai multă muncă. Pac! Să mergem undeva și să avem jumătate de oră să cumpărăm cadou. Toți deodată, ca să faci ca un... Ah, dar să fie filmat? Da, ca un vlog, reality show, ceva. Dar trebuie să fie un magazin cu o singură încăpere. Să fim toți acolo. Într-un butic. Că altfel cum ne filmezi? La obor, la ceva, la... O să-ți iau un pinion de bicicletă. Da, mă, bine, Luiza, ne zici bine. Condițiile și facem. Da, yes. Mă bag și eu. Thanks. Abia aștept. Hai. Nu mai pot. O să ne distrăm. Exciting. O să ne distrăm. Bă, că nu ne distrăm noi. Dacă e un lucru pe care... Știm să-l facem. Să-l facem. Este să ne distrăm. Este episodul public sau e episodul de Patreon? Suntem pe public. Fac o emisiune. Se va numi de la ce te-ai luat. Mirica a fost invitatul meu. Da. Este pe platforma Comedy Box și este cu lucrurile pe care le iubesc eu. Și anume Mirica și mâncare. Comedie și mâncare. Memeu. Mirica și mâncare primul, Toma și mâncare al doilea sau invers, vedem, nu știm ce se întâmplă. Dar să vă uitați acolo și să scrieți cât de îndecăcat. Și e și John. John a fost la primele două episoade. La fiecare episod vreau să am pe cineva care să mă ajute. Cum îi zice? Sous-șef. Sous-șef. Eu mă gândeam la, cum îi zice, la aghiotantul de la late night show-uri. Da. Andy Richter al lui Conan, de exemplu, Richter, din ăsta. Co-host. Co-host de 12. Dar e fain, da. La primele două episoade am știut dinainte ce facem de mâncare. La următoarele s-ar putea să fim surprinși. Vedem și o cum să adică fim surprinși? Adică vreau să nu mai știu. Nu vreau să mă mai... Să te descurci cu ce ai ingrediente. Da, vreau să mi se aducă o cutie de mâncare și o să fac ceva de mâncare din ce e acolo. Ca la proba de la Masterchef. Da. Sună fain, sună bine. Sună bine. Prea m-am stresat cu mâncarea. Adevărat. M-am stresat. Și oricum nici nu... Nici nu contează. Păi da, mă, dar după aia... Bine, nu știu cum a... Tu nu mi-ai arătat ce a ieșit. Mă gândesc că după aia să nu fii tu prea băgat. Să nu mai fii atent la discuție, oricum că trebuie să rezolvi aici probleme culinare. Uite, una din problemele mele este că atunci când fac de mâncare, devin foarte concentrat. Neplăcut. Cred. Și eu la fel. Da. Eu nu știu dacă neplăcut, dar neplăcut. Și eu trebuie să fiu atent la ce fac, că altfel nu... Eu sincer mai mult n-am chef să vorbesc cu tine. Nu urmez pași. Asta e la modul... Și acum am o scuză să nu... N-aveam asta se întâmplă lui, să știi. Nu e adevărat. Acasă, da. Dar uite, acolo nu era deloc asta, dar în același timp nu pot să nu mă concentrez. Trebuie să fii atent ca să iasă bine. Da. Și atunci dacă toți sunt atent, nu mai bine suntem toți atent la ce facem de mâncare, că nu știe nimeni ce facem și vedem. Poate acolo. Și asta, da. Bă. Bă, fain a fost. Voi rău n-are cum să fie. Ne-am distrat. E mâncare, e comedie, ești mecher. De la asta mi-a venit acum să zic că uitați-mă. Trei ore mi-a să fac acum nu serviți o porție de râs?
Când să mai servești? Din bucate în bucăți. Din bucate în bucache. Cam bucache, da. Așa, eu m-am distrat foarte tare. Și acum că toți suntem aici, suntem spre final de episod, să zicem de Comedy Box. Ăsta e ultimul episod de Patreon, ăsta care o să urmeze. Deci după săptămâna asta puteți să... Odată, deci când e 12... Se poate face tranziția. Dacă ați rămas până acum cu noi aici pe Patreon, vă mulțumim, sunteți cei mai șmecheri. Cei mai șmecheri. Bă, chiar da. Alții nu, chiar n-au aveți... înțeles, cred, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar aveți. Că au început să dispară abonații, dar eram, bă, dar am mai zis că mai punem până săptămâna viitoare un episod. Eu, a fost decizia personală. A fost o revoltă foarte mare pe internet. S-a revoltat lumea foarte tare, eu nu-mi dau seama. Nu, cei noștri. Nu te revoltă. Anul ăștia a fost foarte ok. Da? Doar am cred că nu s-a... așa din astea random și bă, câtă revoltă pe internet că se întâmplă această platformă. Bă, revolte o să fie întotdeauna, ai văzut. Ai văzut la Napoleon. Exact, da. Îl chemăm pe Sorin. Da, nu știu ce să el spun de revolte. Nu bag în seamă revoltele, doar vreau să fie clar că podcastul de astăzi, de acum, de Patreon e ultimul, deci după ce te uiți la el poți să-i dai unsubscribe, mutare pe Comedy Box, că de săptămâna viitoare acolo o să fie podcasturile bonus. Gen unul pe public, unul pe Comedy Box. Unul pe public, unul pe Comedy Box, unul pe public, unul pe Comedy Box, că poate nu înțeleg oamenii. Deci rămâne unul pe YouTube, unul acolo. Comedy Cox. Nici măcar nu-i comedy, a zis Comedy Cox. Comedy Cox. Fac pipi pe bine de mult timp. I must go. Yes. Bine. Vezi că am strică gândurile. Goodbye. Ne mutăm pe Patreon unde mai avem de discutat am niște subiecte. Am niște subiecte strong. Nu vreau să pară ca și cum atrag oamenii ăștia că așa, dar chiar am o idee de subiect. O idee de subiect. Am să vă povestesc ceva. Eu aduc papagalii. Pa. Eu vă zic despre cum niște polițiști din Huș au ce-au făcut grup infracțional organizat. Din Huș? Cunosc polițiști din Huș. Exact. E Vama Albița spre Moldova. Nu știu dacă acolo. Mă cunoști acum. Nu cred că e o perioadă bună în care să recunoști asta. Am mâncat azi veniș. Ia stai. Ia stai. N-ai nu parfum cred. Mult pe pulă. Ai o idee de parfum, parfum și n-ai parfum pe pulă. Ai parfum la pulă. Mulțumesc. La general. O pulă. La... Mulțumesc. Pulă, pentru dacă că tu trebuie să-ți imaginezi. E un nor de aromă. În zona, în zona da. Inghinală. Nu băgam parfumul să mă dau pe gâtul pe pulă. Să mă dau de nu jură. Nu tindeai ca la revistele Avon. Așa, exact. Ia nu trebuia să iau o foaie și să mă trec pe pulă cu parfum. Să iei, să descoperi unde e capul pulii, să-i dai un pic aici la pentru că aveam un parfum fake. Ah, da, a venit mama la un moment dat cu un parfum acasă și zice, uite, ți-am luat asta că a venit cineva. Și cât ai dat pe el? 70 de lei. Mi-aș pula o găleată de la coste, efectiv. Era crocodilul în mărime naturală, jur. Băi, era de tot tubul. Se dădea mirică cu polonicul băgat. Dacă tu o combini, o minți că o te iubesc. Metoda Loverboy. Metoda Loverboy. Don Juan, cum îl chema pe ăla de combinat femei? Andrew Tate. În celălalt. În Veneția, să zicem. Fraxul. Don Juan? El da. Era Don Juan, dar are nume nu? Prea de spaniol. Don Juan. Nu mai exista unul și italian? Care combina Casanova. Femei? Casanova. Bossa Nova. Armanda Sante. Casa Loco. Casa Dragostei, doar pe canal. De... Când m-am dus la interviu pentru germană, eu nu știu în germană. Și m-au întrebat... Și-au dat seama pe parcursul interviu. Cumva și-au dat seama că nu știu germană. Și m-au întrebat în cât timp aș putea să învăț germană. Și am zis 3 săptămâni.